Salutare și bine v-am găsit la o nouă serie de videoclipuri care tratează un subiect, după părerea mea, foarte important și care vă interesează pe mulți dintre voi. Este vorba despre crearea, întreținerea și promovarea unui canal de YouTube care să aibă succes. Vă voi învăța ceea ce eu am învățat într-un an și jumătate, în doar câteva minute. Această serie va fi împărțită în trei bucăți: crearea, întreținerea și promovarea. Să începem cu începutul, adică cu crearea. Pentru a crea o pagină de YouTube, prima oară trebuie să aveți un cont de YouTube, respectiv de Google. Dacă nu aveți, urmați pașii următori. După ce v-ați creat contul de YouTube, dați click pe săgeata din colțul din dreapta sus și alegeți butonul Canalul meu. Se va deschide o fereastră unde trebuie să completați cu numele personal, care va fi și numele canalului. Dar, dacă nu veți ca pagina de YouTube să se numească după numele vostru, dați click aici pentru a utiliza numele unei companii sau un alt nume. Dacă selectați varianta a doua, adică să vă denumiți canalul după un nume care să nu aibă legătură cu numele dumneavoastră, se va deschide o pagină unde trebuie să scrieți numele canalului, categoria care îți corespunde ceea ce vreți să faceți și limita de vârstă, mai exact, cui este destinat conținutul dumneavoastră. Citiți, dacă vreți, și bifați termenii și condițiile, apoi apăsați pe butonul Terminat. Dacă ați urmărit toți acești pași, canalul dumneavoastră a fost creat și adăugat la contul de Google. Despre personalizare și promovare vom vorbi în videoclipurile viitoare. Până atunci, nu ezitați să vă abonați pentru a fi la curent cu noile tutoriale pe acest domeniu. Mulțumesc pentru vizionare, ne revedem curând!